Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi v-am pregătit o rețetă delicioasă din vinete roșii și usturoi. Astea sunt cele trei ingrediente. Vă urez poftă bună! Este o mâncare de confort pentru toate femeile supărate aflate la menstruație. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de 3 vinete, 5 sau 6 roșii, 4 căței de usturoi și o linguriță de sare. Punem apa într-un bol și adăugăm o linguriță de sare, pe care o dizolvăm foarte, foarte bine. După ce am spălat vinetele, le decojim în felul acesta. Lăsăm o bucată de coajă și una o eliminăm. Ajută să se mențină foarte bine vinetele la prăjire, fără să se dezintegreze ca să se transforme într-o salată de vinete. O tăiem rondele, relativ subțiri. Iar pe acestea le punem în amestecul de apă și sare pe care l-am pregătit în prealabil. Ajută la eliminarea amărelii din vinete și totodată le ajută să nu absorbă foarte mult ulei. După ce le-am lăsat acolo și am pus o greutate deasupra, le stoarcem bine de apă. Iată ce culoare a căpătat apa în care au stat vinetele. Trecem la tocarea roșiilor. Eu am luat niște roșii mai cărnoase. Puteți să le eliminați coaja dacă nu vă place. Eu nu am o problemă, așa că le-am lăsat cu coajă cu tot. Într-o tigaie punem niște ulei la încins. Punem vinetele rondele la prăjit. Le lăsăm la prăjit până când se rumenesc, după care le întoarcem pe partea cealaltă. Când s-au prăjit, le punem într-o sită și eu le pun într-o tigaie ca să se scurgă uleiul în exces. Într-o altă tigaie, în foarte puțin ulei, punem și roșiile tocate. Adaug un praf de sare, le acopăr cu un capac și le las să se gătească până ce sunt pătrunse foarte, foarte bine. Când roșiile sunt aproape gata, adaug și usturoiul pisat, pe care îl încorporez foarte bine. Torn deasupra și vinetele prăjite. Amestec totul împreună și îl mai țin pe foc un minut până am obținut un amestec uniform. Aceasta este tigaia cu preparatul nostru, miroase îmbietor, miroase a usturoi în toată casa și a vinete prăjite, evident. Eu torn totul într-un platou. Dacă aveți pâine sau lipie, puteți să înmuiați pâinea în sosul acesta minunat. Este un comfort food foarte, foarte bun și delicios. Vă lingeți pe degete. Se poate mânca atât fierbinte, cât și rece, direct de la frigider. Poftă bună vă urez! A fietol sun!